O activitate de rutină s-a transformat într-o tragedie. În timpul unui antrenament al armatei de la Smărdan din județul Galați, un militar român în vârstă de 35 de ani a murit după ce a fost călcat accidental de un tank. Sebastian Șerban este soldatul român în vârstă de 35 de ani care a murit călcat de tank în timpul unui exercițiu. Acesta era angajat al MAPN din anul 2008 și era căsătorit. Incidentul tragic s-a petrecut în timpul activităților de instruire în cadrul unui exercițiu de conducere a tankului fără trageri de luptă în poligonul Smărdan din județul Galați. Militarul coordona manevrele în vederea începerii deplasării unui tank, moment în care a fost prins între tankul aflat în mișcare și una dintre laturile amplasamentului în care se găsea mașina de luptă. Un echipaj medical al SMURD s-a deplasat la fața locului. Din păcate, leziunile militarului au fost incompatibile cu viața. Poliția judiciară Galați efectuează cercetări la fața locului. A fost înștiințat parchetul militar Galați, iar la nivelul unității a fost numită o comisie condusă de șeful de stat major pentru cercetarea administrativă a împrejurărilor producerii evenimentului. Premierul Nicolae Ionel Ciucă a transmis condoleanțe familiei militarului. Sunt alături de familia militarului care și-a pierdut viața la Smărdan pe timpul activității de instruire cu tancurile. Din păcate, o activitate de instruire de rutină s-a transformat într-o tragedie. Un om tânăr de 36 de ani și-a pierdut viața la datorie. Transmit condoleanțe familiei îndurerate. Dumnezeu să-l odihnească, a spus premierul României.